Becali cutremură România, latifundiarul spune că din cauza lui se zdruncină pământul, se inundă orașe, se scufundă sate, iar catastrofele vor continua atâta vreme cât el va fi închis. Argumentele apocaliptice nu i-au convins deocamdată pe judecători să-l elibereze. Zâmbet, o privire și un salut. De data aceasta, Gigi Becali a ajuns în toane bune în sala de judecată, unde i-a cutremurat pe judecător cu o declarație șoc. Domnilor judecători, să știți că toate nenorocirile care se întâmplă în țara asta se întâmplă din cauza că mă țineți în pușcărie nevinovat. Dumnezeu și-a întors fața spre mine și de asta s-au produs toate cutremurele din ultimul timp. Becali are soluția pentru toate relele pământului, eliberarea sa. Azi a cerut din nou anularea sentinței în cazul schimbului de terenuri cu Ministerul Apărării Naționale. Judecătorii care l-au condamnat nu au avut acces la documente clasate din dosar și au dat sentința în necunoștință de cauză. Asta spune Gigi Becali. Dacă instanța va constata ceea ce spunem astăzi, George Becali va fi eliberat de îndată. Până atunci însă mai e cale lungă, iar Becali mai are multe drumuri de făcut. Cu Duba. De 6 luni face cărare între penitenciar și instanțe. A cerut înturare la tribunal, la curtea de apel și chiar la înalta curte de casație și justiție. De multe ori chiar cu lacrimi în ochi. Bravo, Gigi! Iar când lacrimile nu i-au adus îndurare, Becali și l-a luat avocat pe Dumnezeu. Domnul cel tare și puternic, acela este împăratul slavei. Tot de la Dumnezeu a cerut milă și mama latifundiarului. Cu lacrimi în ochi, bătrâna de 82 de ani a pus o vorbă bună pentru băiatul ei la prea fericitul Daniel. Rugăciunile îi vor elibera doar sufletul. Eliberarea de după gratii depinde de judecători. Ei vor decide, peste o săptămână, soarta lui Gigi Becali. Nu mai poate filma!